Eu singură câteam că e discut cu cineva. Prenume. Daniela. Alexandru. Nume. Colesnic. Lebedev. Nu, asta e drept, nu? Caracterizați-vă printr-o frază ocupația. Susțin produsele autohtone. Urmărim tot ce se întâmplă și luăm din tot haosul informațional și punem pe raftul frumușeal media. Consumați produse fabricate în Moldova. Desigur. Tind să dau prioritate lucrurilor produse în Moldova. Care este ultimul produs autohton consumat? Kefir de la Milk Mark Florești. A fost un IPA HD-ul din Cahul. Cum altfel susținem produsele și producătorii autohtoni decât să postăm știri despre ei? Să consumăm produsele lor. Asta de fapt este cel mai important lucru pe care noi putem să-l facem pentru ei. Cel mai util lucru pentru a susține el e a cumpăra produse. Pentru că e ușor a face un share pe Facebook și a spune că toți sunt bravo, dar e mai greu să investești financiar în ei. Dacă mergeți în vacanță, care produs autohton nu vă lipsește din Geamantan? Vinul autohton. Purcat? Dar eu prefer de obicei să cumpăr rădăcini din viță de vie autohton, fetească, toate combinațiile de fetească care le am. Ce nu se produce în Moldova după părerea dumneavoastră? Ce nu se produce? Prezervative. De obicei când într-un magazin și pe rafturi nu prea găsesc sosuri pentru bucătărie chiar mie din Moldova. Ce nu va ajunge niciodată să se producă în Moldova? Nu, eu cred că dulceață cu diferite fructe exotice. Sau campot. Niciodată nu spui niciodată. Administrați un site. Câte procente din conținutul lui este dedicat producătorilor locali? 100%? Încercăm chiar cu atenție specială să oferim tuturor oamenilor care încearcă să creeze și să producă ceva în Moldova. Promovarea este mai eficientă online, la TV sau din gură în gură? Cred că cel mai important este să identifici foarte bine cine sunt consumatori și după asta e mult mai ușor să alegi canalul pe care să te promovezi. Promovarea este mereu eficientă dacă ea este. În principal ea să fie. Vorbim doar despre bine sau și rău? Vorbim! Foarte rău facem că vorbim, uneori trebuie să mai tăcem. Ambele. Sunteți un producător de melci. Născociți un slogan care v-ar promova producția. Melcii noștri merg mai bine în bucătărie decât de pe jos. Mai bine cu melci decât fără ei. Recomandați un produs autohton turiștilor. Produs autohton turiștilor. Bere, eu mereu bere. Eu recomand mereu bere și atunci când am prieteni care vin în Moldova, încerc să le fac tot felul de degustări de bere autohtonă. Tot ce este artizanal. Tot știu că este natural, tot știu că este crescut organic, aș putea recomanda. Continuați fraza. Consum produse made in MD pentru că... Pentru că îmi plac. Pentru că într-adevăr îmi plac. De altfel nu le consum doar pentru că să strig în gura mare că susțin produsele autohtone. Se deschide un muzeu al produselor fabricate în Moldova. Ce ar conține acest muzeu și ar avea succes? Eu cred că mult alcool. Filmați cabinetul, oficiul Made in Media. Cam asta ar trebui să conțină și muzeul. Numiți câteva sărbători, evenimente naționale ce promovează produsele autohtone. Nu, asta, eu pur și simplu despre asta nu vreau să spun. Ziua Națională a Vinului, Vernisajul Vinului, Festivalul Berii Autohtone și oricare fel de festivaluri, a caiselor, a prunilor, a cireșilor, a morcurilor, a bostanilor. În ultimul timp avem destul de multe festivaluri, inclusiv și levanțicei. Numiți brandul autohton pe care l-ați prefera pentru următoarele produse. Ciocolate. Cafeline. Biscuite. Bere. Litra. Lingerie. Ravete. Produse lactate. Produse lactate.
mai greu Jalca. Cu produsele lactate. Diez sau made in MD? Diez. Hashtag Diez made in MD. Un mesaj producătorilor: să aibă încredere în proiectul nostru, să se lase ghidați de noi, pentru că noi o să-i promovăm așa cum trebuie, atâta timp cât au produse calitative. Nu fiți modești și încercați să vorbiți cât mai mult despre produsele. Un mesaj celor care vă urmăresc activitatea pe site: like, share, comment. Mulțumim frumos!